Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. În această dimineață, zeci de copii din Petril au trăit un coșmar în stațiile de autobuz, unde abia au reușit să prindă un taxi pe un ger de minus 10 grade Celsius. Asta pentru că niciun maxi-taxi nu a mai circulat din cauza că operatorul de transport local s-a săturat, după cum spune, de modul în care este tratat. Hârmălaia însă se va repeta și în zilele următoare, dacă nu se va ajunge la o înțelegere. Până atunci, însă, operatorul va fi drastic amendat. Cu o jumătate de oră înainte de ora 8, luni dimineață, a fost o adevărată luptă în stațiile de autobuz din Petrila, după ce copiii care mergeau la școală au constatat că trebuie să rămână în ger. Fiecare dintre elevii de liceu a stat peste 10 minute la o temperatură extrem de scăzută, pe viscol și fără posibilitatea de a ajunge la școală decât cu taxiul. Numărul de locuri a fost însă limitat, iar copiii au întârziat la școală. Spune-ne, în această dimineață a trecut vreun maxi-taxi? Nu, eu n-am văzut. Și cu ce vei merge la școală? Dacă avem taxiul, mergem cu taxiul, dacă nu, nu mergem. Ați degerat aici în stație? Da, înghețat toată fața. De cât timp stai? De vreo 10 minute. A trecut vreun maxi-taxi? Nu. Cu ce vei merge azi la școală? Cu taxiul. E mai scump decât să mergi cu maxi-taxi? Nu. S-a sunat deja, ce spui? Da, s-a sunat de mult, acum ce să facem? Stăm și înghețăm. Știați că nu o să aveți astăzi maxi-taxi? Nu. N-am știut. Ce, de cât timp au venit? Câte un taxiul v-ați grupat? Păi da, stăm de 10 minute, nu stăm de mult. Ați întârziat la școală? Da. Păi dacă nu vine niciun max taxi. De cât timp stai aici în stație? De un sfert de oră. Este ora 8 și 5. Ce vei face la prima oră? Probabil că mă voi motiva cu niciun microbuz și voi explica de ce. A trecut deja de ora 8 dimineața, iar copiii au întârziat la școală. Toți spun că se vor motiva pentru că nu a trecut niciun maxi-taxi afară. Sunt aproape minus 10 grade Celsius. Nici navetiștii nu au fost mai fericiți. Cred că numai de 5 minute stau. A trecut vreun maxi-taxi? Nu. Ce știți în acest moment? Nu știu nimic. Eu aici locuiesc aproape și de obicei circulă corect. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu circulă. N-am știut. Primarul Ilie Păducel a știut că lucrurile vor sta așa și a încercat să ia măsuri. A vorbit cu mai mulți șoferi și aproape că i-a convins duminică să facă transport pentru navetiști. Însă oamenii s-au răzgândit de teama celor de la firma de transport. Eu am adunat pe toți proprietarii de mașini care au executat maxi-taxi în orașul Petrila și care sunt petrileni. Avem vreo 20 de mașini în orașul Petrila care au efectuat transport pe firma ZMK până acum. Am căzut de acord cu dumnealor, în prezența domnului comandant al poliției Petrila, domnului Ovidiu Zaharie, dumnealui a informat inclusiv inspectorul șef de la județ. Am căzut de acord ca în dimineața aceasta, în regim de avarie, să zic așa, să iasă mașinile respective, să execute transport. Aseară târziu, doamna de la ZMK a adunat din nou transportatorii și i-a amenințat că dacă iasă cu mașinile în teren, o să le facă plângere penală și o să-i dea pe mâna ANAF-ului și așa mai departe. N-a mai îndrăznit niciunul. Drept dovadă, copiii și navetiștii au stat în ger, iar situația s-ar putea repeta. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David, a venit cu propria explicație, bazată pe notificarea trimisă de ZMK, prin care aceștia se plâng că taxiurile le fură clienții din stații. Obligația legală de a asigura încă 60 de zile transportul, serviciul de transport, și am constatat în această dimineață că nu și-au trimis mașinile pe traseu, motiv pentru care vom activa clauzele contractuale care se impun. Respectiv vom amenda transportatorul pentru fiecare mașină care a lipsit la fiecare oră. Reprezentanții firmei ZMK nu au dorit să dea explicații presei și în cursul după-amiezii de luni au plecat spre sediul Consiliului Județean Hunedoara pentru a discuta detaliile referitoare la situația creată în Valea Jiului. Nu este însă exclus ca mașinile lor să fie scoase de marți de pe toate traseele, însă cei de la Consiliul Județean spun că vor găsi urgent o soluție.
Doi bătrâni de 69 și 65 de ani au fost la un pas de moarte după ce apartamentul în care locuiau le-a luat foc duminică dimineață. Incidentul a creat o adevărată panică în apropierea zonei din piața centrală Petroșani, acolo unde au ajuns două autospeciale de pompieri, o salvare și un echipaj smurt în jurul orei 7. Duminică dimineață a fost panică pe strada Avramiancu, aflată în centrul municipiului Petroșani, după ce mașinile de intervenție au sosit la fața locului. Fumul gros i-a trezit pe vecinii din blocul Turn, care au sunat imediat la 112. Un vecin a spart ușa din care ieșea fum și a reușit să-i găsească pe cei doi bătrâni căzuți pe jos. Se pare că acesta a fost și norocul lor, pentru că în interior nu se putea respira, camerele fiind sufocate de fum. Vecinul de lângă a bătut la ușă, da, ne-a trezit că iasă foc. Am ieșit, am spart ușa și am scos. Cum erau oamenii? Erau căzuți pe jos în apartament. Cam câți ani au vecinii dumneavoastră? De 70. Pompierii au sosit imediat la fața locului și au evacuat victimele. Aceștia s-au căznit minute bune să stingă focul, care a cuprins întreaga locuința celor doi bătrâni. Au adus furtunuri și au spart toate geamurile pentru a evacua fumul gros. Casa celor doi a fost făcută scrum și, din acest motiv, pompierii au solicitat echipelor de intervenții să oprească în zona alimentarea cu gaz metan. Totul a pornit de la o aerotermă, dar, din fericire, cei doi sunt bine. Din fericire pentru ei, leziunile sunt leziuni externe, deci arsuri, nu prezintă. Problema majoră la cele două persoane care au ajuns la noi a fost legată de intoxicația cu fum și cu monoxid de carbon. Pe parcursul zilelor care urmează, sperăm ca lucrurile să meargă în direcție favorabilă și cele două persoane să reușească să plece spre casă. Cei doi bătrâni nu au arsuri pe corp și nici ale căilor respiratorii și au avut noroc cu vecinii care i-au evacuat la timp din locuință. Din păcate, cei doi au acum sufrageria distrusă de flăcări. Un grav accident de circulație s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute în fața Spitalului Alexandru Simionescu din Hunedoara. Un șofer a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac. Echipajele de la descarcerare, smurd și de la ambulanță au intervenit în ajutorul celor doi hunedoreni implicați în accident. Potrivit informațiilor oferite de polițiști, accidentul s-a produs după ce șoferul autoturismului BMW, un tânăr în vârstă de 23 de ani din orașul Călan, care conducea un autoturism pe strada Victoriei din municipiul Hunedoara, nu a adaptat viteza la condițiile de carosabil umed, a derapat și a intrat într-un copac de pe partea dreaptă a direcției sale de deplasare. În urma accidentului rutier, conducătorul auto a fost grav rănit, dar în același timp a fost rănit și un pasager, un alt tânăr de 24 de ani din orașul Călan. În zona spitalului municipal, în trecut au mai avut loc accidente rutiere, cel mai grav dintre acestea soldat cu doi morți, petrecându-se în 2010 în același loc. Apaserv a ieșit pe profit, dar cum prețul a fost mereu mărul discordiei, unul dintre consilierii județeni Nicolae Ivănuș cere dividende de la APE. Asta pentru că, spune acum consilierul, cândva manager la aceeași societate, este nevoie de bani pentru a ajuta populația săracă. La finele săptămânii trecute, Costel Avram a anunțat că societatea pe care o reprezintă are profit și că 2015 a fost cel mai bun an din istoria firmei. Am încheiat un an 2015 în condiții foarte bune. Rezultatele financiare și bugetul arată că 2015 a fost anul cel mai performant al SECE Apaserva Regiului. Am încheiat 2015 cu zero datorii la stat, cu profit, fără datorii în bănci, fără datorii față de terți, dar când am spus că am încheiat un an cu profit, înseamnă că am încheiat un an, a fost un an benefic. Din datele pe care le am eu, reiese că anul 2015 a fost anul
cel mai bun din istoria operatorului de apă în Valea Jiului. Numai că această declarație și faptul că a participat la ultima ședință a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară pe Ape l-a făcut pe consilierul județean Nicolae Ivănuș, cândva director al APASERV, să reacționeze. Noi, consilierii județeni, vom da o prioritate deosebită aprobării și analizării bugetelor. Bine, câteodată că te deștepți chiar mai târziu, dar să te deștepți, deci inclusiv la APASERV. De asta am fost și ieri și la toate subunitățile Consiliului Județean. Deci trebuie să urmărim foarte atent componenta de venituri și mai ales de cheltuieli și să vedem, mă refer acum la societățile subordonate Consiliului Județean, componenta de profit care trebuie să existe și care trebuie să fie redistribuită corespunzător acționarilor. Că până acum s-a mers pe bugete cheltuieli și venituri zero. Adică bugete echilibrat, ceea ce nu este corect. Adică să vă dau exemplu vis-a-vis de APASERV. APASERV are 6 acționari, Consiliul Județean și cele, sau 7 acționari, Consiliul Județean și cele 6 unități administrative ale Văii Jiului. E firesc ca atunci când este profit, o anumită sumă să se întoarcă la autoritățile componente, deci la acționari ca dividende, ca acestea să poată fi folosite pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile. Noi avem o prioritate în a identifica și a rezolva problema vis-a-vis de toate utilitățile, deși apă și canalizare și termie pentru persoanele vulnerabile din Valea Jiului. Costel Avram însă, chiar dacă a recunoscut că firma are profit, a spus că nu va da dividende și că banii ajung tot pentru plata pierderilor înregistrate de-a lungul anilor, inclusiv din perioada în care Nicolae Ivănuș era manager la APASERV. Strat mare de zăpadă și afluență de turiști duminică în Straja. Pe platoul Soarelui s-a sărbătorit pentru prima dată Ziua Mondială a Zăpezii, la fel ca și în alte peste 600 de stațiuni din întreaga lume. Mii de turiști au ajuns weekendul acesta la Straja. Chiar dacă nu am avut cod galben de ninsori în Valea Jiului, la munte a nins suficient pentru ca pârtile să se prezinte în condiții foarte bune pentru schi, snowboard și sanie. Un motiv în plus pentru a urca la munte duminică a fost și sărbătorirea pentru prima dată în această stațiune a Zilei Mondiale a Zăpezii. Sute de copii au venit pe pârtia Platoul Soarelui. Pentru aceștia, accesul la instalațiile de transport pe cablu fiind gratuit. Ținând cont că e prima ediție care se desfășoară în stațiunea Straja, nu știam cum o să reacționeze turiștii la acest eveniment, dar după numărul foarte mare de cursanți care l-am avut pentru orele de inițiere și numărul foarte mare de copii, după părerea noastră este un mare succes și sperăm că la viitoarele ediții să fie și mai multă lume. La eveniment au ajuns și 30 de copii orfani de la centrul de plasament din Lupeni, care s-au bucurat duminică de toate beneficiile. Masă gratuită, echipament, lecții de schi și transport gratuit pe instalații. Transportul până la telegondolă, dar și pe telegondolă, a fost asigurat de primăria municipiului Lupeni. Evenimentul a fost un succes pentru organizatori, sute de copii de până în 14 ani, bucurându-se de zăpada căzută din belșug în Straja, de pârtii, de snowtubing, de Mickey și Minnie Mouse, de concursuri de schi organizate pentru ei, dar și de multe băuturi calde servite pe pârtii. Ziua Mondială a Zăpezii a fost sărbătorită în peste 45 de țări și în peste 600 de stațiuni montane din întreaga lume. Un amplu material despre stațiunea Straja și despre acest eveniment puteți urmări vineri, 22 ianuarie, de la ora 16, în cadrul emisiunii Oamenii Văii Jiului, realizată de Adina Risipitu. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David, a trimis o scrisoare la jumătate de an de mandat către cetățenii Văii Jiului, pentru că, spune el, acesta este locul de unde a plecat să reprezinte județul. Într-o singură foaie A4, președintele instituției județene ne dă asigurări că a făcut tot ce putea face pentru oamenii din vale și că va face și mai mult, că tot se apropie alegerile.
Adrian David ne scrie în calitate de locuitor al Văijiului, menționând că aparițiile domniei sale în presa din zonă au fost menite spre a ne informa cât mai corect și dacă oamenii nu se uită la TV sau nu cumpără ziarele locale, atunci să afle acum direct din cutia poștală de pe un format A4 cam ce a făcut președintele Consiliului Județean Adrian David pentru Valea Jiului. În scrisoare se arată că pentru prima dată în istoria județului, funcția de președinte i-a revenit unui locuitor al Văii. La jumătatea anului 2015, când a fost ales prin vot Adrian David, originar din orașul Aninoasa. Chiar din primele zile ale mandatului de președinte, am determinat organizarea unor întâlniri de lucru pe tema salvării Complexului Energetic Hunedoara S.A., entitate de care depinde în mod direct viața economică și socială a Văijiului. Se arată în rândurile adresate către populația Văijiului, mai ales că situația ceh s-a reflectat periodic în asigurarea termoficării în zonă. Scrisoarea vine după primele 6 luni de mandat, timp în care au fost direcționate bani pentru orașele Văijiului și asta chiar a creat rumori între cei din restul zonelor din județ la împărțirea banilor. În plus, Adrian David a scris și despre faptul că va crea 50 de locuri de muncă la stația de sortare a deșeurilor și că pe viitor, în colaborare cu județul Harghita, va deschide un centru de preluare a fructelor de pădure. La finalul scrisorii pe verso, președintele Consiliului Județean Hunedoara le dă celor interesați și un număr de telefon, o adresă de e-mail sau chiar îi îndrumă pe cei interesați să ia legătura cu domnia sa la sediul din Petroșan al Consiliului Județean. Celebrul taragotist Perabuls, declarat tezaur uman viu de către UNESCO, a primit din partea șefului statului medalia Meritul Cultural, clasa a treia. Născut pe 2 august 1946, Perabuls, de meserie maestru miner, este unul dintre cei mai mari taragotiști ai României, alături de Dumitru Fărcaș și Luca Novac. În 2014 a fost printre cei puțini români aleși de UNESCO să poarte titulatura de tezaur uman viu. Acum, de puțin timp, acesta a mai adăugat o distincție la numeroasele sale premii, medalia Meritul Cultural clasa a treia, care i-a fost oferită de către președintele Klaus Iohannis. Dar până ajunge aici a fost multă muncă dublată de pasiune pentru muzică și dragoste pentru taragot. Povestea lui Perabuls este una fascinantă. De mic copil am visat acest instrument și mi-a creat de fragedă de copilărie atât bucuria de a cânta cât și dragostea față de natură, de tot, care în final le-am înrudit și le-am transmis prin taragot. Orice floare, orice animal, orice câmp, orice peisaj din natură îl vedeam, parcă îmi venea în minte o melodie. Și mai ales din bătrinii noștri, melodiile care au început să apus, erau acum spre apunere, dar noi le înviem. În 1966, Perabuls a avut prima apariție la radio, iar în 1974 a debutat pe micul ecran. De altfel, de peste 50 de ani, Perabuls conduce celebrul Taraf de la Vața, care de-a lungul timpului a suferit mai multe transformări. Cu taraful și taragotul, Perabuls a cucerit lumea. Are amintiri frumoase, chiar dacă unele au fost neplăcute inițial. Mi-amintesc spectacolele care erau în întâmpinarea președintelui țării, Nicolae Ceaușescu, cu Elena, care aduceau satisfacție, pentru că era o valoare extraordinară și noi eram dorni să ne afirmăm, să cântăm. Am cântat la președinte, la Pajă, era pentru noi o fală, o treabă, o mândrie. Nu pentru politică, pentru folclor, pentru ceea ce... Și mi-aduc aminte la Petroșani, că zice Elena, eram într-o gară la, mai țin minte unde pe acolo. La Livezen, dacă nu la Livezen, da. Am povestit noi acum câțiva ani. Și zice, uite românii ăia adevărați, zice. Acum Perabuls l-a cunoscut și pe Klaus Iohannis, căruia încă nu i-a cântat, dar timpul nu-i pierdut. Thank you.
final să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la 17:30. Să aveți o seară cât mai bună!